Bună ziua, dragi ascultători Social Science Cloud! Acesta este un episod mai neobișnuit. Este un episod în care îmi propun să facem un podcast Social Science Cloud, în care să discutăm idei sociologice și nu numai, gânditori din acest domeniu al științelor sociale. Nu știu să vă spun sincer cum o să arate formatul acestui podcast, dacă o să fie un podcast mai serios, mai academic sau mai relaxat, mai degajat. Ce pot să spun este că îmi doresc să îmbinăm rigoarea conceptelor teoretice și ale exemplelor istorice cu o abordare mai relaxată, în cuvinte pe care să le înțeleagă toată lumea. Asta sper că va deveni acest podcast, dacă nu din primul episod, poate că prin exercițiu în următoarele episoade. Astăzi aș dori să discutăm o temă importantă în științele sociale și în gândirea politică și socială a oricui, și anume noțiunea aceasta de echilibru și de stabilitate socială, care a fost discutată foarte pe larg în gândirea funcționalistă. Și îi spune gândire funcționalistă pentru că, din perspectiva acestei gândiri, societatea este un ansamblu de părți independente, care lucrează independent, dar care în același timp se ajută reciproc pentru a crea o stare de echilibru în societate. Deci fiecare parte a societății, de la indivizi la instituții, au o anumită funcție, funcția de a menține stabil acest sistem social. Deci aceasta este filozofia funcționalismului, ca să spun așa. Și o să discutăm acest tip de gândire astăzi în referință la munca gânditorului Emil Durkheim, care este un gânditor sociolog născut în Franța, care a trăit între anii 1858 și 1917. Vom discuta chestiuni foarte interesante, de la ideile acestea de solidaritate socială până la explicații pentru fenomenul suicidului. De ce se sinucid oamenii? Ce alte explicații sunt în afară de explicațiile psihologice? Vom discuta și despre rolul religiei în societate, tot din perspectiva aceasta funcționalistă. Și pentru a discuta aceste lucruri, pentru că eu am o oarecare expertiză în științele sociale, am invitat pe cineva, pe Andrei, care este pasionat de istorie, ca să ne aducă puțină substanță istorică discuției. Bună, Andrei, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația la podcast. Salut, Roxana, mersi de invitație. Sunt încântat să mă aflu aici. Înainte să te întreb câteva lucruri, aș vrea să vorbesc puțin mai mult despre acest curent funcționalist și să spun că nu întâmplător am plasat această imagine aici cu aceste rotițe care tind să se unească într-un mecanism. Am decis să folosesc această imagine pentru început, analogia unui mecanism, pentru că la baza gândirii funcționaliste, începând de la filozofi cum erau Jean-Jacques Rousseau sau Auguste Comte, este această comparație între societate și un mecanism sau între societate și un organism. Adesea ei se refereau la organismul uman și spuneau: precum un organism uman ai mai multe părți, cum sunt celulele, organele, care acționează independent, dar în același timp ele sunt într-o interdependență pentru a menține corpul uman stabil și pentru a ajuta biologia să se adapteze mediului înconjurător,
cum am zis înainte, la fel și în societate, indivizii lucrează pentru a menține un echilibru, deși poate asta nu gândesc indivizii în mod conștient, dar inconștient cu toții avem o contribuție la menținerea echilibrului social. Și nu numai indivizii, dar și instituțiile. Și când ne gândim la instituții, adesea primul lucru care îți vine în minte este o instituție de stat, nu? Sau, ca să fim și mai concreți, câteodată te gândești la un, nu știu, un institut cum este Curtea de Justiție sau Poliția. Dar conceptul acesta de instituție, vreau să spun de la început că este mult mai larg. De exemplu, o instituție poate fi și un comportament care a fost instituit de oameni. Și aici aș vrea să dau un exemplu care mi se pare foarte savuros, pe care l-am auzit într-un stand-up comedy, unde cineva, Teo, cred că era, compara... vorbea despre instituția băiatului, că noi în România, de exemplu, avem instituția băiatului. Lasă că știu eu un băiat care o să mă ajute să-mi reinstalez Windows sau pentru orice este un băiat. Și mi se pare un exemplu foarte interesant, doar ca să vezi cum poți să-ți lărgești gândirea despre ce înseamnă o instituție, ca un ansamblu comportamental, alte instituții fiind religia și așa mai departe. Bine, nu știu... Biserica e o instituție, religia e o ține de credința interioară, nu e instituționalizată. Din perspectiva științelor sociale, privim religia ca un element instituțional, dar dintr-o perspectivă spirituală care nu raționalizează lumea înconjurătoare și care nu strivește corola de minuni a lumii, ca să îl citesc pe Blaga, asta este interpretat numai din punct de vedere spiritual. Însă în acest podcast ne vom uita la religie din punctul de vedere al științelor sociale, ca la o instituție până la urmă, și așa o vedeau și funcționaliștii. În ceea ce privește Emil Durkheim, a cărui muncă și o să o discutăm în acest podcast, el a aplicat gândirea aceasta funcționalistă specific la societatea industrializată capitalistă. Și aș vrea să traduc chestia asta într-un limbaj cât mai simplu, și cel mai simplu lucru care îmi vine acum este societatea în care lucrezi la patron cu mașinării. Cum ți se pare, Andrei, această definiție? Da, e foarte esențializată. Și se aplică ca definiție și în contextul despre care vei vorbi, gen secolul XIX, sfârșit de secolul XIX. Și se aplică și acum, pentru că și acum majoritatea oamenilor care lucrează în marile companii, tot lucrează la patron cu mașinării. Emil Durkheim, el când a dezvoltat mai mult această teorie funcționalistă în modul de a privi societatea, trăia într-o lume care era industrializată sau în procesul de a fi industrializată în Franța în secolul XIX. Și atunci vorbim și despre perioada modernă din anumite perspective. Vorbim despre modernitate, perioada industrializării, când oamenii au început să lucreze cu mașinării, munca a fost transformată de mașinării, de capital în acest sens al cuvântului. Și de asemenea o perioadă în care proprietatea privată a devenit mai răspândită. De altfel, aș vrea să te întreb pe tine, Andrei, dacă ai putea să ne spui mai multe despre cum plasăm modernitatea în timp și cum arăta societatea pe vremea aceea. E un consens destul de larg printre istorici că modernitatea începe odată cu Revoluția franceză. Da, cel puțin în Franța. În 1789, eveniment, bine că nu a fost doar un eveniment, atunci a fost un lanț de evenimente, reforme contra revoluții și alte mici revoluții, și da, e mai complicat. Poți să te întreb
Poți să ne întreb, ai menționat Revoluția franceză în 1789, ai spus, nu? Da. Așa. Poți să ne spui puțin despre această Revoluție franceză, despre ce era vorba acolo, dacă ai putea să ne spui, ca să înțelegem puțin această premisă a modernității în Franța, unde a scris Durkheim despre funcționalism? Pe scurt, a început de la faptul că regatul francez, care era o monarhie absolutistă, deci regele Franței și curtea regală aveau toată puterea de decizie și legislație în stat, dar ajunseseră falimentari și toată țara, inclusiv populația Franței era tot mai sărăcită și în Paris era foamete. Toate astea au dus la niște forțe revoluționare ale populației asuprite, care nu avea drepturi, erau flămânzi și pe deasupra erau și impulsionați de noile idei iluministe. L-ai pomenit pe Rousseau. Bine, erau întreaga generație, bine, mai multe generații care au contribuit la pachetul ăsta de idei iluministe pe care s-au bazat revoluționarii francezi atunci. Na, și ei au reușit până la un punct să creeze stat nou, bazat pe rațiune, pe separarea puterilor în stat, să ofere drepturi unei părți cât mai largi din populație, în detrimentul celor a nobililor și a clerului, care erau privilegiați înainte. Dar nu a fost ușor, au fost tot felul de valuri mai radicale, gen s-a ajuns până la abolirea calendarului și introducerea unui nou calendar și abolirea bisericii. Dar totuși Revoluția a lăsat o amprentă, mai ales după epoca lui Napoleon, care el a răspândit Revoluția și ideile sale. A rămas impregnantă în mentalul colectiv pe întregul secol XIX de după. Cât mai simplu, câteva chestiuni care mi s-au părut foarte importante în ce ai zis. Pe la sfârșitul secolului XVIII, când a avut loc Revoluția Industrială, în Franța era o situație în care oamenii erau necăjiți. Ei erau poate necăjiți în parte din pricina puterii pe care o aveau regii și preoții, nu? Nobilii, da, era curtea regală, nobilimea și clerul, da, erau. Deci prin cler înțelegem preoțimea. Da, dar marea preoțime, episcopii și episcopiile care aveau proprietăți foarte mari și nu plăteau taxe. Ok, deci marea preoțime, nobilii, familia regală, aceștia erau stâlpii unui sistem în care oamenii nu aveau ce mânca, oamenii erau necăjiți. Și curentul cultural, ideile care în perioada respectivă s-au afișat ca o alternativă, ca o posibilitate prin care să se combată acea situație, puneau un accent pe drepturi la mai mulți oameni și în același timp rațiunea, nu? Deci accentul pus pe rațiune mai degrabă decât pe o gândire religioasă. Rațiunea și drepturile au fost ideile care au împins această revoluție franceză către modernitatea din secolul al XIX-lea. Este aceasta o interpretare corectă? Da. Bine, totul, părerea mea că totul vine de la o nevoie economică. Na, chestia asta, degeaba erau idei iluministe, să zicem, dacă sistemul ar fi fost încă ok, dacă oamenii continuau să aibă ce mânca și o duceau cât de cât bine, nu prea ar fi păsat de revoluție. De... Că țăranul care nu avea ce mânca nu se gândea la Jean-Jacques Rousseau, nu era influențat de Jean-Jacques Rousseau în momentul respectiv. Să zicem că totodată ideile astea au fost propagate de o pătură destul de subțire din populație, de
de burghezie și de funcționari. Erau foarte mulți avocați implicați în, în revoluție. Deci populația educată, care nu era ca procent foarte, foarte mare. E foarte interesant ce spui tu de funcționari și de burghezi care ar fi fost printre cei care au și promovat această revoluție și ideile ei. Pentru că, într-adevăr, din ce învățăm din Durkheim de asemenea, în secolul XIX care a urmat, fructele acestor idei, acestui accent pus pe drepturi pentru toată lumea și gândire rațională, s-au constatat și într-o schimbare pe câmpul muncii, unde poate că și influența științei și influența capitalului privat au ajutat la dezvoltarea industrială, cum și spunem, revoluția industrială. Și din punctul ăsta de vedere aș vrea să trecem la prima lucrare a lui Durkheim, pe care mi-ar plăcea să o discutăm. O carte pe care Durkheim a scris-o despre diviziunea muncii sociale, pot verifica și anul publicației, da, în 1893 Durkheim a scris o carte despre diviziunea muncii sociale, în care, funcționalist fiind, Durkheim a discutat despre cum se menține solidaritatea într-o societate. Deci cum stau oamenii și se ajută reciproc și reușesc să trăiască, să conviețuiască într-un mod productiv, funcțional, într-o societate. Și, desigur, cred că el a fost inspirat de aceste mișcări de Revoluția franceză, de Revoluția industrială, pentru că erau mișcări care schimbau chipul societății și, ca urmare, solidaritatea, modul în care oamenii conviețuiau unul cu celălalt, și acesta se schimba. Iar el a discutat în cartea aceasta despre diviziunea muncii sociale de două tipuri de solidaritate. A discutat mai întâi, punctul de pornire a fost solidaritatea mecanică, pe care el o atribuia, de fapt, la modul în care conviețuiesc triburile. Era o modă pe vremea aceea ca sociologii să aibă și un picior în antropologie. Bine, de altfel, Durkheim a fost și unul dintre cei care au început sociologia în Franța. Dar da, el se referea la triburi prin conceptul de solidaritate mecanică. Și spunea că într-o societate tribală, de exemplu, oamenii erau solidari în principiu pe baza unei conștiințe colective foarte solide. Deci existau niște reguli morale care pătrundeau foarte bine în conștiința colectivă și prin asta ne referim la faptul că lumea în general credea aceleași lucruri, lumea era foarte conștientă de celălalt, că și celălalt crede în același sistem de valori. Și ca urmare, doar prin faptul că toată lumea se abona la același sistem de valori și toată lumea avea această conștiință colectivă, această gândire colectivă foarte bine conturată, exista o interacțiune și o solidaritate mecanică. E evident, dacă te referi la sat, la viața de la țară, unde lumea se respectă tradițiile și toate tradiția și religia, na, în comparație cu sistemul de valori de la oraș, care, da, după cum o să zici, e diferit. Da, are sens că solidaritatea mecanică se întâmplă atunci când conștiința colectivă este foarte solidă, pentru că dacă toată lumea, de exemplu, acceptă o regulă și este conștientă de regula respectivă, automat rotițele, adică indivizii, instituțiile, se vor mișca într-o direcție, în aceeași direcție sau într-o direcție congruentă, pentru că toată lumea acceptă un factor exterior și dansează
dansează după aceeași muzică. Asta este ideea, conștiința colectivă. Ne-o putem închipui ca pe o muzică pe care o aude toată lumea și astfel dansul este sincronizat. Aceasta, spune Durkheim, era o solidaritate mecanică care asigura integrarea oamenilor în societate și integrarea societății în comunități tribale sau în comunități, mă rog, nu în comunități moderne. Însă, Durkheim a venit cu încă un concept de solidaritate, solidaritatea organică, o numea el, solidaritatea organică fiind mai potrivită să caracterizeze o societate modernă, industrializată, care s-a adaptat cu succes mediului acesta industrializat și modernității. Iar prin solidaritatea organică, Durkheim spunea că oamenii conviețuiesc pe baza unor diferențe complementare, că oamenii se complementează, nu pentru că sunt asemănători, ci pentru că sunt complementari. Și aici el vorbea despre diviziunea muncii, de exemplu, că în solidaritatea organică, de exemplu, dintr-o societate modernă, industrializată, fiecare are un aport. Țăranul lucrează pământul, altul plătește taxe sau altul plătește un privat pentru ca privatul să dezvolte o invenție care să se folosească după aceea la exploatarea mai ușoară a pământului, la agricultură și așa mai departe. Deci era ideea aceasta că diviziunea muncii, ce ne diferențiază prin specialitate și prin valoarea muncii, aceste lucruri vor deveni complementare în a menține solidaritatea în societate. Și Durkheim spunea aici că, deși aici există o conștiință colectivă mai slabă, pentru că, desigur, conștiința țăranului sau a proletarului, ca să folosesc acum limbajul lui Marx, poate că este diferită de conștiința burghezului sau de conștiința, mă rog, omului care muncește cu un capital privat. Este o conștiință colectivă mai slabă, însă primează această interdependență economică, că fiecare are treaba lui și astfel oamenii împreună reușesc să mențină o stabilitate în societate, un anumit tip de integrare în societate. Din punctul ăsta de vedere, vreau să te întreb, cum ai văzut tu munca, de exemplu? Cum s-a schimbat, de fapt, modul în care oamenii munceau în societate odată cu industrializarea și odată cu modernitatea? Poți să ne povestești în referință cu Franța, de unde s-a inspirat Durkheim, dar aș fi interesată să știu și în referință cu România. Cel mai simplu, o văd tot ca făcând comparații între lumea rurală și lumea urbană. Bine, lumea rurală, cea bazată pe solidaritatea mecanică din teoria lui Durkheim, deși mie mi se pare așa categorisirea asta cam forțată, așa, de ce sunt mecanici ăștia de la țară și organici ăștia de la oraș. Dar, în fine, da, munca în comunitățile astea era, în principiu, de subzistență. Nu exista, cum să zic, de mentalitatea asta capitalistă de a-ți face un calcul, un capital, să-ți iasă un profit, să... Își făcea lumea acolo ceva calcule, dar în principiu se gândeau să treacă iarna, să aibă ce mânca până în anul viitor când o iau de la capăt. Deci o muncă ciclică care nu avea un scop definit, o țintă, plan cincinal sau cum s-au dezvoltat după teoriile economice. Și da, începând din secolul XVIII, din Marea Britanie, na, cu Revoluția Industrială, bine, vorbind despre Revoluția Industrială, ea nu a fost ca Revoluția Franceză, nu a fost un moment odată anume în care tu ai zbucnit industria dintr-o dată. Dar a fost tot o perioadă destul de mare de timp în care treptat economia
engleză a evoluat. Și cum ea britanică, pentru că și scoțienii au avut, apoi și cei din Wales, toată lumea a contribuit. S-a bazat pe libertate, pe liber schimb și pe proprietate privată. De asta s-a dezvoltat în Anglia, în Marea Britanie, industria, pentru că era cel mai liberal sistem. Na, erau și o populație destul de educată și liberă să meargă, aveau libertate de mișcare. Pe scurt, aveau mult mai multe libertăți britanici în secolul XVIII decât francezii. Industria și invențiile astea, înțeleg corect că spui că s-au dezvoltat mai mult în sfera privată? Da, cum o văd eu de jos în sus, în sensul de la inițiativa individului sau privată, și s-a dezvoltat până la un sistem capitalist super complicat, cu trusturi și conglomerate. Și mă întreb, pentru că mă întreb aici, îmi vine în minte faptul că pe vremea aceea mulți intelectuali, ei aveau niște finanțare de la stat pentru a-și dezvolta ideile, nu în fizică, în ce era relevant pentru aceste invenții, dar în același timp cei mai mulți bani se aflau totuși la privați. Acolo venea un investitor cu o viziune care ajuta, de exemplu, un om de știință să-și continue cercetarea, dar și să o aplice în același timp pe un produs care să îi aducă bani. Da, ce știu e că a fost un fel de o legătură, o chiar prietenie între antreprenorii din secolul XVIII, ca James Watt, primii care au introdus motorul cu abur. Uh-huh. Dar el nu avusese, din câte știu, o educație prea înaltă. Era un om self-taught. A învățat singur tot felul de chestii tehnice, dar la un moment dat a intrat în legătură cu reprezentanții tradiționaliști a universității din Edinburgh, și mai știu din ce alte universități, știu că erau scoțieni în principiu ei, care cam țineau școala tradiționalistă din epocă. Ei au și introdus multe concepte moderne, spre exemplu conceptele de economie politică, în fine, au contribuit mult și la ideile iluministe. Dar s-a făcut o sinteză sau o întretăiere între sfera practică a mesteșugarilor și cea teoretică venită din universități și din care, da, cum ziceai și tu, erau promovate teoriile astea de către stat, de către The Royal Society, primeau premii în bani și recunoaștere. Și astfel au apărut formele de capital care au schimbat natura muncii până în ziua de astăzi. Au apărut mașinăriile grele, industria și această apariție, această consolidare a industriei a împuternicit, desigur, investitorii privați, precum și intelectualii care veneau dintr-o perspectivă raționalistă, deci acel tip de gândire. Odată ce natura muncii s-a schimbat prin industrializare, au fost și niște schimbări la nivel demografic, nu? Pentru că nu numai că oamenii care trăiau deja în orașe trebuiau acum să se adapteze muncii în fabrică, de exemplu, dar veneau și oameni din zone rurale care poate că nu erau obișnuiți nici măcar la sistemul de valori din punct de vedere social care existau deja la oraș. Deci pentru ei era o dublă adaptare, adaptarea să lucrezi cu mașina și adaptarea să trăiești între oamenii de la oraș. Da, dar ca să știi, a fost o adaptare mult mai ușoară, că de asta a și ajuns la urbanizare, pentru că am început de la lucrarea lui Durkheim pe diviziunea muncii. Diviziunea muncii, faptul că un om venit de la țară a fost pus să facă cuie și numai cuie,
ceea ce a necesitat, să zicem, o școlarizare de 3 ani, a făcut omului să, da, să se poată adapta mult mai ușor de la sat la oraș. Decât înainte, când orașele erau destul de închise de breslele meșteșugărești. Spre exemplu, un tunicenic intra de mic, de la 10-12 ani într-un atelier și lua poate 20 de ani să fie tucenic, calfă, bine, din limbajul nostru, să ajungă meșter. Trebuia să învețe toate categoriile de unelte, de procedee, și era mult mai greu. Deci era o comunitate închisă a meșteșugarilor. Pe când viziunea muncii și noile abordări promovate întâi în lumea engleză, a făcut să fie mult mai ușoară trecerea asta. Deci vineau oamenii de la sat la oraș pentru că știau că pot să prindă o meserie destul de ușor și să fac un ban. Uite, eu venit dintr-o perspectivă sociologică. În perspectiva sociologică este un accent pus mai mare pe cum industrializarea a adus anomie, anomie adică a distanțat lumea mai mult decât să o apropie, știi? Conceptul acesta de anomie fiind un concept pe care chiar Durkheim l-a dezvoltat. El se referea, de exemplu, la acea percepție a lipselor de valori. Cineva de la sat, de exemplu, care s-a trezit într-o lume urbanizată, într-o lume în care se muncea diferit, nu, poate că nu se mai simțea conectat la lumea respectivă, nu simțea că au aceleași valori, că până la urmă că vorbesc aceeași limbă din punctul de vedere cultural. Dar îmi place foarte mult că ai adus și perspectiva asta, potrivit căreia, de fapt, specializarea muncii nu a distanțat oamenii. Anomia intervine după o perioadă, să zicem, după o generație în care oamenii toți s-au îngrămădit la orașe. Că la început, da, doar nu degeaba s-au îngrămădit atâtea sute de mii de oameni într-un singur loc. Nu că ca să se alieneze. S-au îngrămădit tocmai că părea profitabil. Nu veneau să stea o perioadă să se mute definitiv la oraș, veneau sezonier sau lucrau câțiva ani, strângeau bani și reveneau la sate. Din punctul meu de vedere, anomia poate fi resimțită și în aceeași generație care s-a mutat, de exemplu, de la sat la oraș. Disocierea de norme, de valori, o poți experimenta și tu, de exemplu, dacă te muți dintr-un oraș, într-o anumită țară, într-un mediu total diferit. Nu trebuie neapărat să o simtă doar nepoții, de exemplu. Da. Dar să vorbim de o primă generație a celor care au venit la oraș, încă exista un fel de context comun care tunea pe oameni, da? Că toți sau majoritatea erau veniți de la țară și puteau să creeze legături tot mecanice, știi, de context comun, de tradiții comune, s-a întâmplat la noi în perioada comunistă, că toți erau veniți de la țară la orașe, nu-i? Și asta îi făcea cumva să se adune. Da, chiar discuția asta mi-aduce aminte de o piesă de muzică populară să fi fost interpretată de Grigore Leșe, îmi cer iertare dacă nu am dreptate aici, Bată-te America, bată! O știi? Da, cred că am ascultat-o. Era vorba despre o perioadă în care a fost puțină migrație și din România către America și spunea că pe drumul New Yorkului nu vezi nici boiși, nici vaci, numai oameni, vezi numai oameni săraci. Și chiar m-am gândit, uite, o fi fost chiar puțin din anomia asta, disociere. A existat un prim val de migrație în America înainte de primul război mondial. În principal, ardelenii plecau în America, chiar au fost și filme, petrolul, aurul și ardelenii, sunt
filme sau na, și scrieri bazate pe, pe realități istorice. Joe Bobza în Cartea Oltului are o povestește la un moment dat că când niște săteni din zona Făgărașului s-au dus pe la 1900 din Detroit și au muncit în fabrici, dar n-au rămas acolo, au strâns bani și au venit înapoi și au făcut case tot. În, da. Asemănător cu cum se întâmplă și azi la noi. Foarte, foarte interesant subiectul acesta al schimbării tipului de muncă și al disocierii oamenilor de norme și de valori sau a integrării oamenilor în noilor norme și valori. Un subiect foarte important pentru Durkheim, pe care, dacă îmi permiți, aș vrea să-l discutăm acum în contextul unei alte cărți pe care Durkheim a publicat-o și pe baza căreia am făcut o schemă pe care ți-am trimis-o și ție și aș vrea să o arăt și aici, da, în podcast. Da. Schema celor patru tipuri de suicid. Pentru că Emil Durkheim a fost foarte preocupat exact și de legătura omului cu societatea, cât de mult simți că aparții unei societăți, cât de mult simți că normele, morala, regulile unei societăți te includ și pe tine sau că le înțelegi, că ești de acord cu acele norme. Desigur, într-o societate funcțională, ideală, oamenii ar trebui să simtă că aparțin. Dar în momentul în care oamenii nu mai simt că aparțin acelei societăți, nu mai simt că societatea o ia pe o direcție în care ei nu se regăsesc, atunci intervine anomia, acel sentiment de detașare, de singurătate, sentimentul de a nu aparține unei societăți și valorilor acesteia. Iar acest fenomen a fost studiat de Durkheim și în cartea despre suicid, publicată în 1897. Și acolo Durkheim a dezvoltat o explicație pe care am schematizat-o și eu aici într-o figură, mă rog, inspirată din Whitney Pope, care este un alt intelectual care a studiat Durkheim. Și potrivit acestei scheme, dacă vrem să răspundem la întrebarea de ce unii oameni se sinucid, trebuie să ne gândim nu numai din punct de vedere psihologic, ci și din punct de vedere social. Trebuie să ne gândim cât de integrați erau oamenii în societate, cât de reglementată de asemenea era societatea la momentul respectiv. Și Durkheim explică suicidul în patru tipuri. Îl clasifică fenomenul acesta al suicidului în patru tipuri. Suicid altruistic, fatalistic, egoistic și anomic. Durkheim susține că într-o societate în care oamenii nu se simt integrați, o societate cu un nivel scăzut de integrare, atunci apar suicide, el le numește egoistice, sau, mă rog, egoistice, probabil ar fi traducerea, când oamenii simt că nu mai aparțin de societate. Dar în același timp, Durkheim spune că atunci când ai prea multă integrare, când oamenii se simt copleșiți de cât de integrați sunt în societate, atunci poate apărea suicidul de tip altruistic. De pildă atunci când eroii, martirii, atunci când oamenii, de exemplu, se duc la luptă, se duc pe front și știu că asta ar putea însemna că se duc la pieire, dar o fac pentru că sunt extrem de integrați în acel sistem. Normele grupului primează, vin înaintea grijei individuale. Acela ar fi suicidul altruistic. Și mai vorbea Durkheim de asemenea despre suiciduri de tip anomic, atunci când este prea puțină reglementare într-o societate și asta se întâmplă atunci când oamenii nu mai au un compas moral, ca să spunem așa.
Poate pentru că instituțiile care ar trebui să aibă funcția de a reglementa compasul moral al oamenilor nu mai funcționează. Îmi dau seama că acum sună toată chestia asta foarte, foarte conservator, dar asta e teoria, așa că o să o prezint. Și de asemenea mai spune Durkheim că este posibil, cel puțin în teorie, că atunci când este prea multă reglementare într-o societate să apară suicideuri de tip fatalistic. Atunci când simți că nu mai ai control pentru soarta ta. Și ne putem gândi, de exemplu, la, nu știu, un suicid în Coreea de Nord, când simți că nu-ți mai aparține soarta pentru că este prea multă reglementare. Da, parte de prea multă rutină pe care nu o poți controla. Sau ca un prizonier în închisoare. Exact. Și Durkheim, ca un funcționalist veritabil, desigur, implicația la toată schema asta e că trebuie să fie un balans în societate. Nu trebuie să fie nici prea multă, nici prea puțină integrare și reglementare. Chiar ce părere ai tu despre asta? Da, adică le include cam toate exemplele sau cazurile de suicid la care m-aș putea gândi. Interesant că pe de-o parte e vorba de un nivel mic sau mare de integrare și apoi de balansarea reglementării sociale. Deci e vorba de integrare socială și de reglementare socială. Ambele nu trebuie să aibă un nivel echilibrat ca să nu ducă la suicid. Mie îmi place schema asta foarte mult pentru că nu pune responsabilitatea pe capul individului, cum se întâmplă din punct de vedere psihologic, deși, nu, sunt sigură că sunt și forțe individuale psihologice, desigur, care contează, dar arată cum și societatea poate fi o sursă a suicidului, a acestui comportament. Și mi-ar plăcea foarte mult aici, pentru că până acum am vorbit despre anomie și despre integrare în perioada industrială, mi-ar plăcea să ne mutăm la perioada contemporană, în România și în Europa, în general, de ce nu, și în lume, și să discutăm puțin despre noțiunile acestea de integrare și reglementare. Și aș începe eu prin a spune că integrarea s-ar referi la modul în care ce comportamente arată că indivizii fac parte dintr-o societate, cum ar fi a face parte dintr-un grup de prieteni, a face parte într-un grup online, de ce nu, într-o pagină de Facebook, pentru că trebuie să ne extindem puțin definițiile de integrare socială. De la căsătorie până la aparținerea unui grup este o formă de integrare. Iar forme de reglementare ne gândim desigur și la sistemul legal de stat, dar și la reglementările care se întâmplă prin instituția religiei. Și cred că aceste noțiuni, balansul acesta de integrare și reglementare, sunt noțiuni foarte fierbinți în ziua de azi, mai ales că sunt fel de fel de dezbateri, de exemplu de reglementarea, cum să reglementăm compoziția familiei, după cum știi, dezbaterile despre familia tradițională, nucleară sau, mă rog, să extindem acele definiții. Precum și dezbateri de integrare. Multă lume spune că viața online, de exemplu, să aparții unui grup de Facebook, să colaborezi online, nu este conexiune sau integrare adevărată. Personal, eu nu sunt de acord, cred că este doar o altă formă de integrare, dar chiar sunt niște concepte interesante acestea, integrarea și reglementarea. Și mă gândeam, dacă ai vrea să adaugi, dacă este ceva de adăugat aici, poate din punct de vedere și contemporan și istoric, cum se manifestă reglementările? Da, nu știu, mie mi se pare că e o abordare foarte generică, aș putea să mă iau de orice, dar nu pot să zic când vine un caz anume acum. Ai pomenit de religie, care pentru mine ar intra și la reglementare socială, dar și la factor de integrare socială. Deci e o chestie de ambele sensuri. Știi, noțiunile astea de integrare și de reglementare, ele sunt foarte
foarte atractive dintr-un punct de vedere conservator al oamenilor care spune, a, deci uite, sigur, trebuie mai multă reglementare, trebuie mai multă ca să faciliteze integrarea. Știi, asta este până la urmă și discursul religios și în România, că religia are o importanță în a, în a face posibil un sistem de valori în care oamenii să creadă și astfel a menține, în a menține echilibru social. Dar în același timp mi se pare foarte important să discutăm și de funcțiile nu de integrare, ci de dezintegrare pe care le poate avea religia. Pentru că orice instituție până la urmă poate avea și funcții de integrare, dar și o capacitate de dezintegrare. Și uite, din punctul ăsta de vedere, cred că într-o societate sunt și foarte mulți oameni pentru care accentul pe un tip de religie majoritară, de exemplu într-un stat, este un factor care îi dezintegrează de societate. Și ne gândim, de exemplu, la o minoritate religioasă care nu se simt că aparțin unei societăți dacă societatea aceea pune accent numai pe un tip de religie. Sau mă gândesc și la minorități, desigur, minorități în ceea ce privește orientarea sexuală astăzi. Familie, mă gândesc și familie. Da, unde o familie care face parte dintr-un cult religios destul de radical, na, pot să fie membri care să nu fie de acord și apoi să fie alungați din familie, să dezintegreze din punctul ăsta de vedere familia. Deci vorbim și despre această forță de care dezintegrează și din punctul de vedere al emancipării femeilor, noțiunea asta de a femeie ca a avea funcția de a avea grijă de casă și de a menține liniștea familiei mai degrabă decât de a se implica în funcții de conducere, a fost o noțiune care a fost vehiculizată prin religie. Adică trebuie să te gândești religia creștină ortodoxă. O femeie, de exemplu, nu are voie să fie preot sau să intre în altar. Asta arată foarte clar o conceptualizare foarte specifică a funcției pe care o poate avea o femeie. Și de asta vorbim despre funcțiile integrative și dezintegrative, aș putea spune, pe care le poate avea o instituție. Cum este religia, cum este statul, cum sunt și anumite comportamente instituționalizate și așa mai departe. Mi se pare într-un fel foarte arbitrară noțiunea asta de funcție. Când este o societate funcțională? Pentru că tu, dacă faci parte din majoritatea care, să spunem, beneficiază de anumite reguli, dacă ești, de exemplu, creștin într-o țară care funcționează după doctrine creștine, pentru tine poate funcționează. Sau dacă ești bărbat într-un context istoric în care bărbații au mai multe drepturi decât femeile. Pentru tine asta funcționează, dar pentru alții este disfuncțional, pentru alții poate nu funcționează. De aceea, nu știu, mi se pare și arbitrar conceptul acesta de funcție și de echilibru și de ce reglementează. Da, bineînțeles că depinde de, diferă de la o comunitate la alta. Că vorbeai, na, de integrare, de nivelul de integrare socială care în comunitățile religioase sau na, astea cu solidaritate mecanică, integrarea este foarte scăzută într-un sens, adică e integrare mare pentru toți care nu urmează aceleași ritualuri, tradiții, limbă și așa mai departe, dar pentru cineva care vine din exteriorul comunității nu e așa de ușor. Sau pentru cel care vrea să iasă din comunitate. Da. Tocmai că se tinde spre o chestie închisă, de autosustenabilă, dar ne integraționistă. Da, și ca să spunem așa, se tinde mai mult către o solidaritate mecanică, nu? Ca să folosim termenul lui Durkheim, în care lumea se integrează din pricina asemănărilor și nu către o solidaritate organică în care lumea se integrează pe baza unor diferențe complementare. Și chiar vorbind, pentru că am ajuns și la subiectul religiei, aș vrea să trecem mai departe, dacă ești și tu de acord, la o altă carte a lui Durkheim.
Să discutăm puțin o idee din cartea Formele elementare ale vieții religioase, publicată în 1912. Așa că o să afișez și imaginea aceasta. Iar aici schema pe care ți-am trimis-o și ție și pe care am publicat-o acum pe podcast arată că arată o teorie în care religia are un rol integrator în societate. Integrează individul în societate, pentru că în acest spațiu religios, ce fac oamenii? Oamenii interacționează pe baza unui ideal comun și participă în ritualuri, cum este și slujba bisericească, care le aduce aminte de conștiința lor comună religioasă. Însă ar trebui să... Ceva foarte important de adăugat aici este că aici Durkheim nu se referea specific la o religie anume. De altfel, ce este interesant la conceptualizarea lui Durkheim aici este că Durkheim spune că religia nu este despre în ce crede omul, de exemplu despre Iisus sau, mă rog, în ce se mai crede. Nu este vorba despre asta, nu asta este substanța religiei, care este Dumnezeul tău, ci substanța religiei este noțiunea asta de sacru, noțiunea de sacru. Ideea că, uite, găsim un obiect, nu contează obiectul, nu contează care e Dumnezeu sau care e așa, dar ideea este că cu toții vom considera acel lucru sacru și astfel facem posibil existența unor principii care să ne unească prin faptul că mai mulți credem în ele și mai mulți participăm în ritualul acelor principii. Și din punctul ăsta de vedere spunea Durkheim că religia are rol integrativ. Nu spunea că o anumită religie are rol integrativ, ci spunea că antrenarea oamenilor într-un spațiu de spiritualitate ajută oamenii să aparțină de un lucru. Da, dar nu știu, acum poate sunt eu prea neutru referitor la religie, dar care e diferența între o comunitate de microbiști sau de suporteri sau unui sport și cei a unui cult religios, nu? Și cei care sunt fani fotbal, nu se adună odată pe săptămână pe stadion, au anumite ritualuri, se bucură împreună și au simțul ăsta a integrării. Părerea mea e că integrarea și religioasă, da, poate și la fotbal e la fel, că e limitată. Gen, e ca un fel de breaslă, cum vorbeam înainte de meșteșugare. Trebuie să treci, nu știu, printr-o perioada de inițiere ca să fii integrat. Este mult mai greu să intri într-o comunitate de asta decât într-una nereligioasă, de tipul cele organice. Ritualul religios se găsește nu numai în religie, ci și în lucruri pe care le facem în fiecare zi fără să ne dăm seama că ele de fapt funcționează pe o dinamică religioasă. Chiar am auzit odată o opinie, care este o opinie controversată, desigur, și nu trebuie să o generalizăm, dar cineva spunea că și ateii, de exemplu, nu, cei care nu cred în Dumnezeu, pot la un moment dat să ajungă să ridice în slăvi această noțiune a faptului că nu există Dumnezeu într-o manieră aproape religioasă, știi? Da, de acord. Susțin știința, dar mai mult cred în știință, pentru că nu o pot susține cu argumente. Da. Ce mi se pare cumva cu două tăișuri aici la integrarea socială a religiei, că ea include și multe taburi. Deci cumva sunt multe tradiții comune, ritualuri comune, dar și taburi comune. Da? Și astea poate duce, nu, la un dat, dacă încalci taburile astea, poate duce la un suicid când e prea multă reglementare socială. Da, nu știu, o adolescentă
rămâne însărcinată și ajunge să și-a viața. Deci, se întâmplă. Cum religia și sacralitatea este mai mult, este o capacitate de integrare și de adaptare care poate fi folosită și pozitiv și negativ, și până la urmă și pozitivul și negativul sunt noțiuni destul de relative. Aceasta este teoria funcționalistă care mi se pare interesantă, știi? Nu cea care este aplicată așa și amestecată cu politica, ci cea de nivel mult mai abstract, care te face să descrii societatea și să reflectezi asupra societății mai mult decât imediat să îți asumi o viziune politică și să spui că știi tu cum arată echilibru perfect și care este reglementarea cea bună și așa mai departe. O singură chestie mai vreau să zic legat de religie și de nivelul de reglementare și integrare socială. Religia tinde să acționeze ca un panaceu, știi, să-i ofere omului toate răspunsurile la nevoile lui. Pe când dacă un om trăiește într-o solidaritate organică, nu-și satisface nevoile într-un singur loc. Știi, și aici Ana, tot revenim și la diviziunea muncii, că un om într-un oraș, spre exemplu, își creează un grup de prieteni cu care joacă un sport, practică un sport, apoi are alt grup de studiu, apoi stă și cu, nu știu, un grup care iese la băut. Și tot așa nu se limitează la același grup care ar trebui să le includă, să le satureze pe toate nevoile. În momentul în care nu crezi într-o explicație atot cunoscătoare, cum este explicația de natură religioasă, în care totul este explicat pe anumite principii religioase, nu? Că așa vrea Dumnezeu sau și așa mai departe, ai o responsabilitate mai mare. Tu trebuie să îți găsești metodele tale de integrare, care desigur devin mult mai diverse și drumul de a găsi integrare, cred eu, devine mai greu în afara religiei, pentru că este responsabilitatea ta să îți formezi acum un sistem care să îți asigure pacea interioară. Și da, și să nu fie în dezacord cu cutumele și taburile religioase. De asta e chiar greu să ieși dintr-o comunitate de asta fără să renunți la ea. De aceea, din punctul ăsta de vedere, nu știu, cred că, bine, ca să-mi dau așa și o părere subiectivă acum spre final de podcast, cred că acum suntem într-adevăr într-un punct în care sunt extrem de multe dezbateri, știi, despre ce înseamnă echilibru într-o societate, despre cum ar trebui să arate familia, despre cum ar trebui să arate normele morale. Și chiar dacă pare o societate în care lucrurile se prăbușesc, pentru că atâtea opinii, știi, ajung la urechile noastre prin comunitatea online și așa mai departe, mi se pare totuși, așa, într-o privire optimistă, și un punct bun în societate, pentru că asta arată că avem materiale pentru o solidaritate organică, sunt opinii de diferite feluri. Simplu fapt că auzim toate opiniile din toate perspectivele arată că totuși încercăm să lucrăm acum cu o reglementare care respectă opinia, prin care opinia individului este respectată. Și cred că momentul ăsta în timp în care suntem, în care fiecare poate să-și spună o opinie, este un moment sănătos, dar un moment sănătos nu înseamnă că e ceva care pune capac la toate dezbaterile și gata, ne-am găsit liniștea socială și echilibru perfect în care toți putem să adormim de acum. Este o societate sănătoasă, este o societate în care există o luptă continuă, nu? O ciocnire continuă de idei. Într-o societate sănătoasă nu poți să ai aceleași tipuri de idei, aceleași tipuri de norme. Mereu ai măcinare din punct de vedere morală într-o societate în care toată lumea poate avea un punct de vedere și nu mi se pare un lucru chiar rău. Da, dar consider că trebuie să
fii conștient de reperele astea date de Darkane. Să nu cazi în extremele astea patru prezentate de el. Să nu ajungi egoistic, altruistic, anomic sau fatalistic. Dar da, să... într-adevăr, trăim într-o societate liberă, chiar vorbind sau continuând cu contextele istorice, e cea mai liberă perioadă din istoria umană, care o cunoaștem, dar totuși asta și poate să ducă la tot felul de dezechilibre. De asta da, e important să cunoaștem și reperele astea, termenii ăștia de care vorbește Darkane. Și pe această notă aș vrea să spun, acestea au fost niște idei funcționaliste pe care le-am prezentat pe baza gânditorului Durkheim. Îmi vine acum în minte o expresie pe care o folosea un coleg de-al meu, care a spus la un moment dat că le-a prezentat o teorie studenților săi și studenții au început să creadă în teoria respectivă, să vadă lumea din perspectiva teoriei respective. Și el ne-a spus nouă, uite, le-am spus să fiarbă un ou, nu și să-l mănânce. Așa aș vrea să spun și eu. Acesta este funcționalismul. Este un ou pe care le-am fiert puțin în acest podcast și îl fierbeți și dumneavoastră în continuare. Dar nu-l mâncați, pentru că mai sunt și alte teorii pe care o să le discutăm aici în Social Science Cloud. Teorii care critică funcționalismul, teorii de conflict, la care deja ne-am referit puțin când am spus că o societate funcțională nu este funcțională neapărat pentru toată lumea, și pe care o să vi le prezint în viitor. Până atunci vreau să-ți mulțumesc, Andrei, că ai făcut parte din acest podcast, că ai venit la acest episod. Cea mai mare plăcere, Roxana. Oricând. Da, mulțumesc enorm și aș vrea să mă adresez acum și micii comunități Social Science Cloud care se formează. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă aveți păreri despre ce s-a discutat aici, nu ezitați să le comentați și de asemenea, dacă ne ascultă cumva oameni care sunt cu adevărat experți în Durkheim sau în Revoluția Industrială, mai experți decât noi, să contribuie cu părerile lor. Cred că este foarte important în mediul acesta online și ca oamenii să fie constructivi și mi-ar plăcea ca canalul acesta Social Science Cloud să dezvolte o asemenea cultură pentru a ne îmbunătăți unul altuia înțelegerea despre lumea care ne înconjoară. Acesta a fost podcastul. Ne vedem data viitoare. Numai bine!